Bine v-am găsit. Uite că noi continuăm periplul prin cartea lui Lisei, prin ceea ce scrie ea în Poți să-ți vindeci viața. Suntem și am ajuns la capitolul 7. Dacă, foarte pe scurt, o să vă spun cam despre ce a fost vorba înainte. Dacă până acum am aflat că avem o problemă, am aflat de unde vine, am decis că trebuie să ne schimbăm și după aia am identificat câteva lucruri care ne creează nouă o stare de rezistență în fața schimbării. Ei, și acum vorbim despre cum te poți schimba. Așa se intitulează capitolul 7 și mi-a plăcut foarte mult cum Louise Hay la început de capitol spune că ea a fost întotdeauna fascinată de cum poate face niște lucruri, cum se poate produce schimbarea, cum, nu contează ce, dar important este cum. Vreau să salut pe Otilia, este acum alături de noi și ea, evident, că noi facem împreună. Bine te-am găsit! Vreau să-i salut și pe cei care ne urmăresc. Acum eu, din nou, o să intru, o să caut, o să încerc să văd și eu postările voastre de pe... Da, suntem live și pe Facebook. Vreau să vă îndemn să ne comentați discuția, să ne spuneți care e părerea voastră despre ce a scris Louise Hay în acest capitol. Mai vreau să fac o precizare. Vom împărți acest capitol în două părți, pentru că este destul de lung și e păcat să trecem așa ca lodă prin lobodă, cum se spune la noi pe la români, prin acest capitol, fără să-l disecăm foarte, foarte atent și în profunzime. Așa că astăzi vom avea parte de prima parte a acestui capitol. Și după cum spune Louise Hay aici la început, principiile după care vom, pe care, despre care vom discuta și despre care el a scris acolo sunt cultivarea voinței de a te elibera, controlul propriei minți și iertarea celorlalte persoane, dar și iertarea de sine. Tinia, mi-e place foarte tare că filozofia ei se axează în mod special, după câte am observat eu, în jurul ideii de iertare. Iertare de sine și apoi iertarea celorlalți și mai important, părerea mea, iubirea de sine. Hai să salutăm pe toți cei care ne urmăresc. Eu sunt cu ochii pe voi, uite acum vă urmăresc, am un telefon în față. Mai am hârtiuțele, știți cum procedăm, da? Cum am făcut și până acum. Cei mai activi dintre voi vor fi notați pe niște foite, așa, introdus într-un bol, așa, și la sfârșit vă face o extragere, iar cineva va câștiga un premiu pe care Otilia îl oferă de fiecare dată cu foarte multă generozitate. Na bun, Otilia, ia să vedem cum ne... Stai că eu am făcut ceva aici și nu știu cum să opresc. Tu zi, că eu opresc. Ok, vă salut cu mare drag pe toți și pe tine în primul rând, Codruța. Mă bucur să te revăd la întâlnirile noastre bisăptămânale. Azi despre cum te poți schimba. Am tot vorbim noi foarte mult despre schimbare, schimbare în sus, schimbare în jos, să ne schimbăm. Am văzut cele două categorii, cele două tipuri de schimbare, schimbarea evolutivă, schimbarea involutivă. Și am mai văzut de asemenea că singura constantă din viața noastră este schimbarea. Adică dacă noi avem cumva senzația că nu ne schimbăm, că rămânem la fel, că e bine așa cum suntem, că rămânem la același nivel, dimpotrivă, lucrul acesta nu se întâmplă. Ieri, azi nu mai suntem cum am fost ieri, mâine nu vom mai fi cum suntem azi. Este o schimbare continuă, dar întrebarea este în ce direcție să ne schimbăm. Acum, azi, la capitolul 7, întrebarea este cum ne putem schimba. Am văzut în capitolele anterioare cu convingerile, liberarea, dar cum ne putem schimba? Ai menționat foarte frumos așa cele trei principii pe care le menționează Louise Hay în cartea ei. Principii foarte importante și o să le iau un pic așa în ordine. Cultivarea voinței de a te elibera. Nu i-a spune neapărat voință, i-a spune mai degrabă deschidere, cultivarea deschiderii de a evolua, pentru că atunci când vrem să facem ceva pe baza voinței, prin voință, rezultatele sunt temporare, efectele sunt temporare, e ceva de moment. Da? Primul pas pentru a ne schimba este acela de a ne deschide către schimbare, da? Să fim deschiși la schimbare. Pentru că dacă noi nu ne dorim schimbarea, nu suntem deschiși la schimbare, nu o să putem să schimbăm nimic într-o direcție, în direcția în care vrem sau într-o direcție bună. Deschiderea de a te elibera.
De ce anume este nevoie să ne eliberăm ca să ne putem schimba? Păi, în primul rând, de tot bagajul emoțional negativ adunat așa de-a lungul anilor, la baza căruia stau tot felul de convingeri și de tipare mentale, da, mentalitatea noastră, așa spus pe scurt, și să ne eliberăm de acele gânduri nocive, de acele gânduri care nu ne ajută, nu ne fac bine, nu ne duc în direcția în care ne dorim noi în viață. Da, e ca și cum, ca să poți să iei altceva, tot lui se spunea la un moment dat foarte, foarte frumos și cred că și în programul acesta de 21 de zile care e în desfășurare, compara cu un pardesiu pe care îl purtăm, un pardesiu, un palton, da, format din griji, din preocupări, gânduri negative, resentimente și așa mai departe. Și spunea că ca să putem îmbrăca altceva, avem nevoie întâi să ne dezbrăcăm de acel pardesiu, să-l dăm jos. Da? Și de aceea este nevoie să ne eliberăm de acele lucruri, acel bagaj emoțional negativ. Controlul propriei minți, al doilea principiu despre care vorbește Louise Hay. Cum să ne controlăm mintea și cum să nu lăsăm mintea să ne controleze pe noi. Pentru că de multe ori, de cele mai multe ori asta se întâmplă. Mintea ne controlează, mintea ne minte monumental. Noi o credem, credem foarte mult acele gânduri care vin, le dăm crezare și deci de ce spun că le dăm crezare? Pentru că dacă nu le-am dat crezare, nu ne-am simțit într-un anume fel, de obicei neplăcut. Da? Dar noi credem acele gânduri legate de fric, de frici, de resentimente, de ură, de invidie, de neputință, de insuficiență și așa mai departe. Le dăm crezare. Ideea este, cum am mai spus în repetate rânduri, nu să ne oprim gândurile, nu să ne oprim mintea, pentru că nu putem să facem asta. Dar ideea este să învățăm să ne controlăm mintea. Să învățăm să controlăm nu acele 10.000 de gânduri pe care le avem în fiecare zi, ci acele câteva sute, poate, de gânduri care sunt repetitive, care se repetă. Vreau să aduc acum în atenția celor care ne urmăresc și dacă au cumva cartea în față, să o deschidă la pagina 98. Este un lucru foarte important acolo pe care eu mi l-am subliniat, referitor la minte și la gânduri. Lui se spune așa, mintea ta este un instrument pe care îl poți folosi așa cum dorești. Nu mintea ne coordonează pe noi cumva. Noi ar trebui să o coordonăm pe ea, adică să nu ne lăsăm stăpâniți de ea și noi să preluăm controlul când e vorba de asta. Și despre gânduri iară scrie foarte, foarte frumos. Gândurile pentru care optezi îți creează experiențele de viață. Dacă pornești de la premisa că va fi dificil să îți schimbi o obișnuință mentală sau modul de a gândi, acest lucru se va adeveri, dar numai datorită convingerii tale. Asta e foarte important reținut, pentru că noi avem senzația că lucrurile se întâmplă așa, adică intervine viața noastră pur și simplu întâmplător, dar nu este adevărat. Gândurile noastre generează o realitate pe care noi singuri am făcut-o palpabilă, ca să spun așa, prin ceea ce am gândit. E foarte interesant și foarte ușor de verificat, zic. Noi creăm realitatea în care trăim. O creăm prin gândurile noastre. Și mulți oameni nu cred asta, nu sunt conștienți de asta și le vin în minte mereu acele exemple sau acele întrebări de genul, păi cum eu îmi creez realitatea? Eu vreau să creez o realitate în care este boală, eu vreau să creez o realitate în care este sărăcie. Da, ne convine sau nu, creăm această realitate prin gândurile noastre, da? Prin modul în care gândim, suntem ceea ce gândim, gândurile ne creează realitatea. Merg mai departe, dacă nu vrei tu să adaugi ceva. Nu, vreau să spun că e chiar foarte mișto aici la controlul propriei minți. Acel lucru pe care îl subliniază lui Say, spunând, eu dau citate din carte, tu le comentezi, nu fie mai simplu. Dacă vei învăța să-ți controlezi mintea printr-o alegere conștientă a gândurilor, de fapt ai spus asta deja, de eu vreau să o subliniez, tu vei putea fi la unison cu puterea dinăuntrul tău. Ea vorbește la început despre puterea care există în interiorul nostru și o inteligență incredibilă pe care o avem, care reacționează la gândurile noastre, la reacțiile pe care le avem.
extraordinar. Adică acest lucru te poate pune serios pe gânduri și te poate face să treci la următorul nivel al schimbării, fără prea multe, cum să spun eu, opreliști, dacă gândești rațional și te gândești, mai așa este. Și dacă te uiți puțin în trecut, fiecare dintre noi am avut experiențe care ne-au adus la un moment dat într-un prezent, indiferent care ar fi fost el, care i-a creat bune sau rele. Și hai să ne gândim ce anume am gândit noi la un moment dat de am trăit un prezent așa cum a fost el, rău sau bun. Exact, exact. Pentru asta e nevoie de un pic de analiză, un pic de interiorizare, introspecție, acolo să vedem, ca să devenim conștienți de lucrul acesta. Pentru că așa pare banal și simplist, da? Gândurile creează realitatea, da, păi eu gândesc acum ceva frumos, păi de ce nu se creează imediat ce vreau eu? Bine, haide să înțelegem aici următorul lucru. Acum, dacă tu de ani de zile ai gândit într-un fel anume și ai gândit negativ, nu e că astăzi ai un gând frumos, nu se întâmplă nimica și gata, nu funcționează. E nevoie să ne învățăm creierul să gândească altfel, altfel decât a făcut-o până acum. Nu în cazul tuturor. Dacă tu la ora actuală ești mulțumit de viața ta, te simți împlinit, te simți fericit, te simți așa plin de viață și știi să te bucuri maxim de viață, înseamnă că faci bine ce faci. E ok cum îți controlezi gândurile. Dar vorbim de acele situații în care nu, lucrurile nu stau așa. Da? Nu ești mulțumit de situația ta, nu ești mulțumit de ceea ce se întâmplă în viața ta. Și atunci, lucrăm un pic la partea aceasta de gândire. Ne învățăm creierul să gândească altfel. Da? Încet, încet dobândim o altă mentalitate. Bineînțeles că e vorba de o muncă conștientă aici, că asta nu se poate produce inconștient. Da? E un efort conștient pe care îl facem, dar singurul lucru care contează este că merită, pentru că se deschid noi orizonturi și ajungi să vezi viața cu alți ochi și să înțelegi și să vezi tot ceea ce se întâmplă în viața ta, să vezi cu alți ochi. Și am spus-o mereu și o repet și o să o repet de fiecare dată, pentru că dacă cineva înțelege schema asta, știe de unde să plece. Da? Atunci când ne întrebăm cum să mă schimb, cum pot să mă schimb, știi de unde să pleci. Da? Și schema este următoarea. Gând, emoție, comportament, rezultat. Da? Un gând duce la emoție, emoția duce la un anumit comportament, comportamentul duce la un anumit rezultat. Vrei să schimbi rezultatele? Pornești de la gânduri. Nu pornești de la comportamente, nu pornești de la emoții, pentru că și acelea sunt generate de gânduri. Deci pornim de la gânduri, lucrăm la gânduri. Da, e foarte adevărat, numai că avem nevoie ca aceste gânduri pozitive pe care trebuie să le avem, să le transformăm alea negative în ceva pozitiv sau ceva benefic nouă, trebuie să le repetăm. E ca și cu aș face asociere cu obișnuințele. Nici o dependență sau obișnuință nu se dobândește peste noapte. Adică da. Dacă te-ai obișnuit în fiecare seară să bei un pahar cu apă înainte de culcare, nu... Te-ai obișnuit pentru că ai băut astăzi, ieri, mâine, poimine, tot faci în fiecare zi. La fel și cu băutul de apă cu lămâie dimineața. Dacă așa te-ai obișnuit să faci, așa vei face în continuare. Cam așa e și cu gândurile. Adică dacă îți dorești să schimbi ceva frumos în viața ta, să schimbi un gând negativ care te bântuie, să zicem, care tot îți dă târcoale acolo și te zăpăcește de cap și vrei să-l schimbi într-un gând pozitiv, atunci fă exercițiul ăsta în fiecare zi. Când îți vine gândul la negativ, spălând ceva pozitiv, cam despre asta e vorba. Despre transformare, da. Fii atent, avem o întrebare. Teodora Dumitru întreabă așa. La început se poate repeta chiar mecanic o afirmație pozitivă? Este aceasta forțare utilă? Da, exact. Uite, foarte frumos a exprimat. Foarte, foarte frumos. Forțare utilă. Da, ce se întâmplă? La început, bineînțeles că tu nu crezi acel lucru. Spui ceva ce e străin pentru tine, ceva ce n-ai mai spus până atunci. Da? Începi dintr-o dată și spui că viața e minunată. Și până atunci, poate ani de zile, ai spus că viața e groaznică. O forțare utilă. Ce se întâmplă în timp? În timp, creierul preia noua informație și o procesează și noua gândire determină altfel de emoții, altfel de rezultate în viața ta. Ce ziceai tu mai devreme, Codruța, da, totul este o obișnuință. Uite, dacă te gândești un pic, totul în viața noastră este o obișnuință. Și să gândim negativ, ne-am obișnuit, nu? Corect. Că nu ne-am născut, eram copii mici, gândeam noi negativ atunci, ne gândeam că viața e grea, că oamenii sunt nu știu cum, că
Banii sunt nu știu cum. Nu. Ne-am obișnuit să gândim așa. E bine, vestea bună este că dacă ne-am obișnuit și nu e ceva născut, ne putem dezobișnui. Da, la început este acea forțare. Acea forțare ne forțăm mintea să gândească altfel. Și de aceea se vehiculează acele 21 de zile, 90 de zile, 60 de zile. Da? E nevoie de un anumit timp, are nevoie creierul ca să formeze noi conexiuni, noi rețele neuronale. Are lui Say cartea aceasta, pe care poate mulți dintre cei care ne urmăresc o și cunosc, da? Puterea afirmațiilor în 21 de zile. Da? Nu într-o zi, nu în două zile, în 21 de zile. Adică dă-i timp creierului să preia și să proceseze noile informații. Tu pe Monica, a scris și doamna un comentariu, foarte frumos, gândurile ne schimbă viața, foarte frumos și foarte adevărat. Așa este. Așa este. Gândurile... Așa este. Și când, deci e foarte simplu de experimentat. Înainte de a ajunge la a repeta, un exemplu foarte simplu. Te trezești dimineața cu fundul în sus. Na. Asta e o expresie românească, n-am zis pe românește. Așa. Așa, pe românește. Poți să-ți schimbi starea schimbându-ți gândurile. Dacă te-ai trezit cu fața la cerceaf, iată că mai zic una, cam știi cam ce gânduri te bântuie. Adică, nu știu, ceva nu-ți convine. Păi schimbă ce nu-ți convine în ceva care ți se pare frumos în momentul ăla în jurul tău. Și se schimbă starea automat. Și asta e foarte important. E, așa e și cu gândurile. Când îți vine unul mai năstrușnic, ia schimbă-l într-unul frumos, așa ca o steluță. Da, să-l transformi, nu neapărat să-l elimini, să scapi definitiv de aceea. Da. Să le transform, totul este transformare. Dar cum zici tu, Codruța, da, e foarte simplu de testat. Adică pur și simplu, pune-te și spune lucruri pozitive, nu știu, uite, 21 de zile la rând. Și vezi ce se întâmplă în viața ta. Na. Sau un gând. Da, un gând care e foarte proeminent, care vine așa de multe ori în mintea ta și își face de cap pe acolo. Nu știu, gen, viața e grea. Pune-te și spune în fiecare zi, viața e minunată, viața e minunată, de așa de sute de ori pe zi, câteva zile la rând și vezi ce se întâmplă. Sau dacă, nu știu, ai dificultăți în relațiile sociale, în relațiile cu oamenii și poate spui mereu, oamenii sunt răi, pune-te și spune câteva zile la rând, de zeci și sute de ori pe zi, oamenii sunt minunați și ia vezi ce se întâmplă. Da? Chiar nu e mare lucru. Păi să știi că se întâmplă. Repetate toate aceste afirmații în timp, chiar se întâmplă ceva. În general, oamenii care hotărăsc să facă acest lucru pe care tu l-ai îndemnat, pe care i-ai îndemnat să-l facă, sunt și foarte atenți la reacțiile care le au și la ceea ce se întâmplă în jurul lor, ca să se convingă că ce ai spus tu e adevărat. Iar dacă sunt foarte atenți, într-adevăr, își vor demonstra singuri că realitatea din jurul lor se schimbă. E foarte mișto, foarte mișto ideea asta, foarte faină. Da, și cu atât mai senzațională dacă o pui în practică și dacă nu rămâne la nivelul de idee. Da, se poate, dar nu în cazul meu. Sau da, se poate, alții pot, dar eu nu. Și așa mai departe. Atunci e de-a dreptul minunat. Și vreau să menționez aici un lucru, spune lui Say aici în capitolul 7, că atunci când încerci să schimbi o convingere, un mod de a gândi, un tipar mental, o vreme situația pare să se înrăutățească. Și asta e foarte important de subliniat, ca să știe cei care poate ne urmăresc și vor să pună în practică și să verifice ceea ce am zis noi mai devreme aici, să știe la ce să se aștepte. Da? Deci o perioadă lucrurile se înrăutățesc. Nu e nevoie să se sperie, da? Ci pur și simplu să știe și să înțeleagă, e un indiciu că lucrurile încep să se schimbe, că e pe drumul cel bun. Și uite, sunt aici câteva exemple foarte clare. Dacă, de exemplu, lucrezi pentru o prosperitate mai mare, pentru mai mulți bani, pentru o situație financiară mai bună, s-ar putea să experimentezi diverse situații de genul îți pierzi portofelul, da? Sau ai tot felul de amenzi. Dacă lucrezi pentru armonizarea relației de cuplu, spune lui Say tot aici ca exemplu, e posibil să te ceri cu partenerul tău, partenerul, partenera. Da? Dacă lucrezi pentru sănătate, e posibil să te îmbolnăvești, să răcești. Deci să știe la ce să se aștepte atunci când încep să testeze lucrurile astea. De obicei, înainte să fie bine,
lucrurile stau mai puțin bine. Se răutățesc puțin. Mie mi-a plăcut foarte mult asocierea pe care a făcut-o lui Stei legată de dorința de a schimba obiceiul de a fuma. Și ea spune acolo la un moment dat că s-ar putea să ai o problemă cu, sau să simți așa o disfuncționalitate în relații de care, mă rog, cu oamenii care te înconjoară. Și de fapt, ăla să fie, de fapt, motivul clar pentru care te-ai apucat de fumat, să zicem, pentru că îți doreai niște relații, multe relații și să fie funcționale. Foarte interesant. Nu mă gândi la asta până mă. În spatele fiecărui așa numit viciu sau în spatele fiecărei dependențe, stă de fapt o altă nevoie, care nu are nicio legătură aparent cu viciul în sine. De fapt, fiecare dependență acoperă sau umple oarecum un gol. Problema care e aici e că umple un gol doar așa, de moment. Adică fumezi o țigară, îți umpli un gol emoțional, un gol emoțional mă refer când spun gol. Pe moment te simți mai bine, e ok, dar peste o oră iar simți acea nevoie de a umple din nou golul emoțional. Deci este ceva foarte de moment. La fel cu mâncatul, la fel cu alcoolul, la fel cu sexul, la fel cu orice altă dependență. Atunci când este dus la un nivel extrem, da? Și mâncatul, de exemplu, mâncatul compulsiv. Dar de obicei stă în spate o altfel de nevoie. Da, în cazul fumatului, relațiile. Vorba de relații. Mai este vorba, în cazul fumatului, de ceva ce nu vrei să vezi din realitatea ta și te ascunzi așa după o perdea de fum. Da? Ceva din realitatea mea nu-mi place neapărat și atunci acel fum, ceață care se ridică, oarecum nu mă lasă să văd ceea ce de fapt eu nici nu-mi doresc să văd cu adevărat. În momentul în care rezolvi aceste nevoi, dorința aceea de a fuma, de a mânca compulsiv, de a pune în practică dependența respectivă, dorința se diminuează mult până la dispariție. Și ce mai mi-a plăcut iarăși foarte tare, faptul că lui Sei spune acolo că e foarte importantă dorința pe care o avem, dorința fermă de a schimba ceva. O, da. Și că nu are niciun sens să ne preocupăm noi de ce avem de făcut în continuare. E exact. Foarte mișto și foarte importantă ideea. Singurul lucru de care avem nevoie este voința fermă de a ne elibera, pentru că inteligența universală sau subconștientul nostru va avea grijă de detalii. Deci nu trebuie să ne preocupăm ce anume ar trebui, care ar fi următorul pas. Trebuie doar să dorim foarte tare asta, pentru că cumva ni se vor pune la îndemână niște unelte, niște instrumente ca să putem ajunge acolo unde ne dorim. Și are și o idee foarte mișto pe care aș vrea tare mult să o rețină cei care ne urmăresc. Da, așa este. De multe ori e suficient, da, să ai deschiderea aceasta și dorința și voința de a schimba lucrurile. Unul dintre punctele cheie din filozofia lui Luisei, cel de-al nouălea, de fapt, din cele nouă puncte cheie, exact asta și spune. E suficient pur și simplu să decizi. E suficient pur și simplu să decizi. Ce să decizi? Că vrei să te schimbi în bine. Da? Atenție, în bine, nu oricum. Că dacă tu spui vreau să mă schimb sau mă schimb, cu siguranță te schimbi. Nu este nicio îndoială asupra lucrului ăstuia, cu siguranță te schimbi, dar poate nu neapărat în bine. Da? Deci deschiderea de a te schimba. Nu știu, se întâmplă ceva magic, așa, ceva minunat atunci când tu decizi să faci o schimbare în bine în viața ta. Apar tot felul de oportunități. Se deschid tot felul de uși, apar tot felul de persoane care să te ajute. Nu știu, e ca și cum întregul univers ar complota așa ca să te ajute pe tine să-ți pui în practică dorința și voința de schimbare. E ceva de-a dreptul minunat. Uite, Vera Bodea spune că lucrul cu oglinda este foarte eficient și îl recomandă cu mare drag. Înseamnă că experimentează și asta este foarte bine și ne bucură foarte mult. Iza Miclea spune așa. Recomand cu încredere faptul că afirmațiile funcționează din toate punctele de vedere. Mulțumesc, profundă recunoștință. Da, mulțumesc, Iza. Iza e implicată profund în procesul acesta de schimbare și cu afirmațiile și cu oglinda și cu toată așa cu
puterea afirmațiilor în 21 de zile și cu siguranță sunt oameni care testează, poate la început nu cred foarte mult, dar încep, testează, văd că se întâmplă anumite lucruri frumoase, minunate și atunci merg mai departe cu încredere. Asta și recomand de fiecare dată. Nu neapărat să ne creadă cineva pe cuvânt sau să le ia așa, să ia totul de-a bună, ci pur și simplu să testeze. Da. Uite, este aici o afirmație care ne ajută cumva să ne schimbăm modul de a gândi, spune lui Fei. Optez pentru a crede că mi este din ce în ce mai ușor să fac aceste schimbări. Deci dacă mai vine vreodată îndoiala asupra schimbării pe care vrei să o aplici în viața ta, e bine să se facă această afirmație pe care o repet. Optez pentru a crede că mi este din ce în ce mai ușor să fac aceste schimbări. Da, și atunci e ceva treptat. Adică nu e ceva așa dintr-o dată, fac o schimbare foarte mare, ci mi este din ce în ce mai ușor să fac aceste schimbări. Sau pe zi ce trece, cu fiecare zi mă schimb în bine. Din nou, menționez atenție la asta, în bine. Că dacă spun doar cu fiecare zi mă schimb, repet, cu siguranță te schimb, dar nu neapărat în bine. E nevoie de perseverență. Nu este nevoie neapărat de încredere, da? Pentru că mulți spun, păi, e nevoie să crezi, să crezi în afirmații, să crezi în lucruri cu oglinda, să crezi în nu știu ce. Nu este nevoie neapărat să crezi. Chiar nu e nevoie neapărat să crezi pentru că, virgulă, creierul nu face diferența între ce este real și ce este imaginar. Și am mai dat exemple aici, da? Dădeam exemplu acela cu lămâia, că dacă mă gândesc acum la o lămâie, deja simt așa și în gură și papilele gustative. Lămâia nu e nicăieri, e doar în mintea mea, da? E un lucru imaginar, nu e un lucru real. Dar totuși corpul reacționează la asta ca și cum ar fi corpul și creierul, bineînțeles, ca și cum ar fi ceva real. Deci nici măcar nu e nevoie să ai neapărat încredere când începi să lucrezi cu astea. În schimb, e nevoie neapărat să perseverezi, să fii perseverent. Câteva zile la rând, câteva momente în fiecare zi, nu e nevoie de mult timp, dar în fiecare zi câte puțin și schimbările nu vor ezita să apară. Afirmația asta despre care tu vorbești, despre care lui Isai, bine, merge foarte mult, pe exemplu, cu oglinda. Dar e suficient să ni le spunem chiar dacă nu avem o oglindă la îndemână? Da, nu neapărat în oglinda. Exercițiul cu oglinda este mult mai puternic. Deci atunci când te și uiți în oglindă, te conectezi mult mai profund cu tine, se petrec așa niște lucruri în mintea și în creierul nostru atunci când ne avem noi pe noi în față, da, într-o oglindă, dar nu neapărat. Poți să le spui oriunde, oricând, poți să le spui, să le gândești, să le scrii, să le asculți, da, oricare formă, doar fă-o, nu știu, metoda care rezonezi cel mai bine. Da, dacă îți place mai mult să le asculți, ascultă-le. Într-adevăr, foarte puternic sau foarte eficient ca și proces e acesta, să le spui cu voce tare în oglindă. Este procesul cel mai rapid, cel mai accelerat. Nu. Hai să mergem puțin mai departe. Ok. Referitor la modul de a ne schimba gândirea în curentă, așa spune, singurul lucru pe care îl poți controla cu adevărat este modul tău curent de a gândi. Adică dacă acum gândim într-un anumit fel, ne dăm seama că nu ne este benefic acest stil de gândire sau mod de gândire, cel mai util ar fi să schimbăm cumva acest tipar, să spunem, de gândire. Și mi-a plăcut foarte tare exemplu din carte, cel cu copilul. L-am experimentat. Da. La vremea mea l-am experimentat. Se spune așa că dacă ai un copil mic, care îi permit să stea seara târziu, până când vrea el, fără să intereseze acest lucru și hodoronc-tronc te apucă pe tine, opa, că stă prea mult copilul până noaptea târziu și hai că ar trebui să se culce la 9, la 10, nu la 1, 2, cum făcea până acum, și încerc să impui asta, prima reacție a copilului este că se va revolta și fiecare o face în felul lui. Tipă, plânge, se dă cu șfutul de pământ, nu știu. Dar nu o să vrea.
Ideea este că dacă cedezi acestor presiuni ale copilului, ajungi să fii dominat de el. Exact. Și ar trebui să mergi mai departe, să încerci același lucru și în seara care vine și în următoarea și așa mai departe, până când copilul se va obișnui că s-a schimbat ceva în programul lui de somn, în ora în care se va culca. Așa se întâmplă și cu mintea noastră. Dacă exact. Ne impunem acum să schimbăm nu știu ce, nu știu acum că nu vine, bineînțeles că primul lucru va fi revolta. Lasă-mă în pace. Acum te-ai trezit că vrei să schimbăm, eu te închep. Uite așa, prima dată ești tentat să lași după minte. Zic, nu, bine, dacă tu nu vrei, nu, bine, las, na, las că merge și așa. Dar ideea este să nu, să perseverăm în ceea ce ne dorim și la un moment dat se va obișnui și va înțelege apelul pe care îl facem și va funcționa în funcție de ceea ce ne dorim noi. Exact. Vezi că din nou vorbim despre obișnuință și uite, hai să ne amintim, să ne reamintim de capitolul 6, rezistența la schimbare. Oh. Exact asta este. Opunem rezistență la schimbare și noi și ceilalți și este ieșirea aceasta din zona de confort, adică din ceea ce cunoșteam până acum, cu ce eram obișnuită până acum, dintr-o dată se schimbă și normal că primul impuls este o reacție normală, firească până la urmă, umană. Prima tendință este aceea de a mă opune. De exemplu, este bine știut, de exemplu, creierul nostru se opune sau are tendința să respingă ceea ce nu înțelege. Da? Și dacă ne gândim un pic și aprofundăm un pic ideea asta, o să vedeți că asta se întâmplă de fiecare dată. Ce nu înțelegem, respingem. A, las că nu-i de mine. A, las, prostii. A, orice altă formă pentru simplu fapt că nu înțelegem. E dincolo de puterea noastră de înțelegere. Dar da, este vorba de obișnuință, rezistența la schimbare și este hopul acela. Când faci o schimbare, este pragul acela dureros, emoțional vorbim. Da? E valabil în cazul unei despărțiri, în cazul oricărei rupturi, în cazul unei pierderi de orice fel. Da? În toate situațiile acestea este pragul acela emoțional. După ce treci de pragul acela, de hopul acela, lucrurile încep să arate altfel. Dar dacă tu rămâi sub prag, mereu sub acel nivel, vei rămâne în acea zonă de suferință, de durere, de neputință, de victimizare, de resentimente și așa mai departe. Da? Deci e nevoie să trecem hopul ăla. E bine să înțelegem și următorul lucru, că totul vine la pachet cu un preț, am mai vorbit și despre asta. Da? Un preț pe care îl plătești. Plătești prețul schimbării, că este un preț, schimbarea nu e neapărat confortabilă, nu e neapărat ușoară, ci din potrivă, sau plătești prețul regretelor, remușcărilor, tristeții și așa mai departe. Da? Care? Întrebarea este care preț preferi să-l plătești? Că unul îl plătești oricum. Da. Alege care vrei să-l plătești. Uite, Iza Miclea scrie așa, o confirmare a faptului că afirmațiile funcționează este faptul că într-un anume moment o persoană a refuzat să mă ajute. I-a mulțumit și culmea, în această dimineață a devenit o persoană săritoare. Puterea afirmațiilor pozitive vis-a-vis de oameni minunați. Frumos! Da, mulțumesc, Iza, că împărtășești cu noi din experiența proprie. Poate ajută și pe alții, că poate... Da, eu sunt subiectivă pentru că Luisei, pentru mine, e ceea ce este. Da? Uite, dar uite, Vera vine și ea și sublinează cât de importantă a fost influența cărții asupra vieții ei și spune așa, datorită cărții am decis să schimb ceva în viața mea. Mă înscriu la facultatea de psihologie. Am 47 de ani, dar contează mare dreptate, Vera. Nu felicitări, Vera! Felicitări! Felicitări! Uite ce frumos! Uite ce frumos! Asta e o încurajare, așa, Codruța, că ceea ce facem noi aici, așa, e ca niște semințe pe care le semănăm acum și uite ce frumos încep să producă niște schimbări în viața celor care sunt deschiși la schimbare cu siguranță. Dar eu sunt convinsă că cei care ne urmăresc sunt deschiși la schimbare. Eu mă bucur că umăr la umăr cu tine, uite, facem un lucru foarte important și foarte benefic pentru toată lumea.
Aș vrea să mai revenim puțin la partea asta de schimbare și cum să o facem și să amintesc tot așa un lucru scris de Louis Hay, spus de Louis Hay, referitor la un fel de pace mentală, interioară. Că toate, nu știu, dacă vrem să ne schimbăm starea interioară, pentru că despre asta este vorba, trebuie să o facem dintr-o anumită poziție sau o anumită atitudine. Nu știu, meditația, cred că ar fi una dintre variante care ne-ar putea induce o pace mentală pentru ca afirmațiile să devină mai puternice și mai ușor de implementat. Ce zici? Acum, la lui Hay sunt cele patru tehnici îmbinate. Da? Meditația, afirmațiile, vizualizarea, lucrul cu oglinda. Ele îmbinate, așa, coroborate toate patru, efectele sunt, de-a dreptul, uimitoare. Dar și meditația luată separat, da? Și neîmbinată cu celelalte tehnici, meditația, într-adevăr, face minuni în viața celor care o practică și eu nu cred că este cineva care meditează frecvent și care să spună că nu-l ajută. În primul și în primul rând, ai nevoie de o stare de pace mentală ca să poți să dobândești claritate în viața ta. Ca să poți să vezi de multe ori ce ai nevoie să schimbi, da, de schimbare vorbind, ca să poți să iei o anumită decizie. Când iei o decizie dintr-o stare de stres, dintr-o stare de nervozitate, de agitație, nu e prea sigur că va fi neapărat decizia bună. Da? De aceea este bine, uite, înainte de a lua o decizie, calmează-te puțin, liniștește-te puțin și pe urmă ia decizia respectivă. Da? Ca să nu o faci din acea zonă de agitație, de stres, de nervi și pe urmă să mai trăiești și cu vinovăția și remușcările că ce ai făcut la nervi. Și știm de obicei, nu? La nervi luăm decizii proaste, ăsta e adevărul, nu? Suntem impulsivi, suntem agresivi, suntem, nu știu, la nervi punăm și fulgerăm și după aia suntem plini de regrete de ce am făcut, ce am făcut, de ce am zis, ce am zis, de ce ne-am comportat, cum ne-am comportat. Și atunci, dacă te obișnuiești, da, să meditezi și, repet, meditația nu înseamnă doar o poziție anume, o tehnică anume. Poți să meditezi, uite, eu pot să meditez în timp ce vorbesc cu tine, da, poți să meditezi cu ochii deschiși, poți să meditezi în timp ce faci altceva. Este vorba de acea meditație activă. Este și meditația pasivă, într-o poziție anume, într-o stare de relaxare. Dar pot pur și simplu, uite, să meditez în timp ce vorbesc cu tine, da? Și fiind atentă în același timp la modul în care respir. Da? Respirația, din nou, te poate ajuta foarte, foarte mult în direcția aceasta. Lui Hay vorbește aici în acest capitol de eliberarea pe mai multe planuri. Eliberarea interioară, cum ai zis mai devreme, pentru obținerea păcii mentale, în primul și în primul rând. E și o eliberare la nivel fizic, e și o eliberare de trecut, dar eliberarea interioară. Ce înseamnă această eliberare din interior? Pur și simplu să lucrezi cu afirmațiile în direcția aceasta a eliberării de tot ce este negativ în tine. Și pentru început, îți începe afirmațiile cu acest cuvânt renunț sau mă eliberez de. Renunț la tensiune, renunț la teamă, renunț la tristețe, renunț la vechile mele limitări. Sau mă eliberez de. Da? Asta te va ajuta să ajungi în această stare de pace mentală. Este oarecum și asta o formă activă de meditație, da? prin afirmații. Și nu este nevoie să te lupți cu schimbarea. Nu e nevoie să fii tensionat, să fii agitat, să fii stresat. Da? Este suficient pur și simplu să te relaxezi, fie meditând, fie orice altă formă de relaxare, fie prin respirația conștientă, să te relaxezi și să afirmi ceea ce dorești. Dar dintr-o stare de relaxare, foarte, foarte important. Dacă tu afirmi ce dorești într-o stare de agitație, de nervozitate, creierul tău nu va înțelege nimic ce faci acolo. Da? Ce iese pe gură este într-o contradicție totală cu ceea ce este în tine. Da? Este un conflict interior și creierul nu va înțelege ce vrei să faci. Și atunci nici rezultatele nu vor apărea.
O altă modalitate este aceea de eliberare la nivelul corpului fizic. Este foarte, foarte important să îți eliberezi corpul de toate tensiunile acumulate. Și din nou, eliberarea aceasta la nivelul corpului fizic. Da? Prin meditație, din nou, prin respirația conștientă, din nou. Acum, ce se întâmplă? Ceea ce se întâmplă în corpul nostru, ceea ce este generat în corp, este generat de gândurile noastre, clar. Din nou, o spun. Gând, emoție, comportament, rezultat. Da? Deci ceea ce simt eu în corp este generat de o emoție care a fost creată de un gând pe care l-am gândit. Sunt, ne spune lui Say, sunt trei categorii de emoții negative a căror proastă gestionare stă la baza tuturor problemelor din viața noastră. Și aceste trei categorii sunt frica, furia și vinovăția. Da? Acum, noi, de exemplu, am învățat despre furie că este o... Am fost învățați, da? Că este o emoție incomodă. O emoție negativă incomodă. Că nu ai voie să o manifeste oriunde, oricum. Și, din nou, dau exemplu cu copiii mici. Ce îi se spune unui copil care se comportă într-un fel anume? Nu știu, se dă cu fundul de pământ, aruncă lucruri. Dar el, practic, asta este modalitatea lui de a se elibera. Modalitatea lui de eliberare la nivelul corpului fizic. Nu știe altceva, nu știe acel copilaș cum să facă altfel. Dar vine părintele și îi spune că ești obraznic. Că dacă te comporți așa, nu te mai iubesc. Sau îl pune la colț. Sau poate chiar îi dă o palmă. Sau diverse lucruri de genul acesta. Și copilul învață că n-am voie să-mi arăt emoția respectivă. Și atunci ce se întâmplă? Ajunge adult și ce va face cu această furie? Pentru că ea nu dispare. Ea nu dispare pur și simplu. Aștept să treacă și gata, o să dispară undeva. Nu, nu dispare. Și atunci, de obicei, procedăm în unul dintre cele două, în una dintre cele două modalități. Fie ne eliberăm furia pe acele persoane cu care ne permitem, și de obicei e vorba de persoanele cele mai dragi nouă, da? ne enervăm la locul de muncă și ne ducem și ne eliberăm furia acasă, nu că acasă ni se permite. Sau învățăm să ascundem această emoție, să refulăm emoția respectivă, care la un moment dat va crea boală în corp. Da? Acea furie acumulată va duce la boală. Și atunci este nevoie să ne eliberăm fizic, dar această eliberare să o facem într-un mod ecologic. Ce înseamnă să ne eliberăm furia în mod ecologic? Adică să ne eliberăm de furie, astfel încât să nu-i rănim pe cei din jurul nostru sau să nu le creăm neplăceri celor din jurul nostru. Da? Și modalități simple și banale de-a dreptul de eliberare a furiei la nivelul corpului fizic. Și zice lui Say, poți țipa în interiorul mașinii cu geamurile închise. Da? Te va ajuta să te eliberezi, pe moment, cel puțin, de furia acumulată. Sau prin activitate fizică, da? Prin sport, printr-o muncă fizică. E o modalitate foarte bună de eliberare a furiei. Sau ia exemplu de la copiii mici, ce nu le dai voie să facă celor mici, ia exemplu de la ei, că sunt cele mai bune metode, da? Copiii dau din picioare când sunt furioși, lovesc lucruri când sunt furioși. Ia exemplu de la ei, o să vezi ce bine te simți după. E foarte, foarte important să eliberăm furia, pentru că dacă o lăsăm acolo încătușată în corpul nostru, poate crea probleme foarte grave de sănătate. Categoric. Chiar mi-am amintit la un moment dat, cred că în discuțiile pe care le-am avut dățile trecute, spuneai că furia la nivel de organe interne afectează foarte mult ficatul. Ficatul, da, ficatul, fierea, da, crizele de fiere se încadrează tot aici, da. Creează, somatizează în corp, se metabolizează în corp aceste emoții negative dacă nu învățăm să le gestionăm. Ele, atenție, ele sunt normale, sunt perfect firești, sunt emoții umane. Da? Nu o să scăpăm niciodată complet de furie, nu o să scăpăm niciodată complet de frică. Nu putem elimina complet din viața noastră aceste emoții, dar să învățăm să le gestionăm. Astfel încât ele să nu ne distrugă, da? Fie prin boală, fie prin depresie, fie prin anxietate, fie prin alte lucruri de genul acesta.
învățăm să lucrăm cu ele frumos. Și foarte important să învățăm să ne împrietenim cu ele, mai ales dacă fac parte din normalitatea noastră, nu? Ne împrietenim și le eliberăm. Da, până acum am învățat să ne eliberăm de foarte multe lucruri. Urmează o parte foarte interesantă și profundă, zic eu, și pe care merită să o discutăm mult mai amănunțit. De asta o lăsăm pe data viitoare. Mai precis, Otilia ne va vorbi despre, și vom prelua și niște citate din carte, despre eliberarea de trecut și despre iertare. O să vedeți cât este de interesant. Vă recomandăm încă o dată să aveți, să faceți rost de carte, aveți, așa, și să încercați să citiți fiecare capitol pe care noi îl abordăm aici. Este foarte important pentru noi. Cum priviți voi toate lucrurile astea? Care este opinia voastră asupra filozofiei lui Luisei? Cum experimentați tot ce aflați la întâlnirile astea noastre tot din două în două săptămâni? De asta vă recomandăm să faceți asta. Avem astăzi 4 comentarii pe care deja le-am spus. Mai am de specificat un lucru, de transmis toată admirația Verei, doamnei Vera Bodea, care, așa cum spuneam, la 47 de ani intenționează să se înscrie la Facultatea de Psihologie și este și mai surprinzător și în același timp laudativ, admirativ și cum vreți voi, este faptul că a luat bacalaureatul în urmă cu 3 ani. Deci n-a renunțat, indiferent care a fost vârsta la care a hotărât să dea bacalaureatul, l-a dat și l-a luat și cu o notă foarte bună. Adică ea spune aici 8-80. Wow! Deci eu sunt... Minunat! Da, este minunat și am toată aprecierea și stima pentru această doamnă. Am cele 4 bilețele, sunt 4 doamne, Vera Bodea, Ciupe Monica, Teodora Dumitru și Iza Miclea. Nu știu dacă ai reușit, Codruța, să vezi tu toate comentariile, că eu văd aici 23 de comentarii. Sunt foarte multe saluturi. Ah, ok. Vera a comentat de mai multe ori. Ok. Nu, ca să nu ne îndreptățim pe nimeni. Nu. Da, eu sunt la tine pe pagină. Da, sunt mai multe, dar au fost multe, multe saluturi la început. Și doamnele au comentat de mai multe ori, știi? Ok. Bun. Acum, nu e nimic intenționat, serios, fac print screen la telefon, să vedeți că am. Împătur bilețelele, le pun în bol, să vedem pe cine extradem și, foarte important, Otilia, ce premiu de astăzi? Da, până termin tu cu bilețelele, pentru azi, dacă tot am vorbit despre perseverență, învață cum să folosești puterea afirmațiilor în 21 de zile. O carte foarte frumoasă a lui Luisei, o carte pe baza căreia noi lucrăm deja de câteva săptămâni în cadrul grupului unde ne reunim săptămânal, grupul celor care au participat la taberele Luisei și la cursurile intensive Luisei. Da? Și facem în aceste întâlniri de grup din fiecare miercuri, dezbatem fiecare zi în parte. Da? O să vă placă foarte mult această carte, în special celei la care va ajunge. Uite, mai avem o doamnă care spune așa, Emanuela Romoșan, bănuiesc. Mulțumesc că am citit cărțile, sunt minunate, conștientizări, am pus în practică. Wow, ce tare! Am avut conștientizări în multe, cu multe reușite. Uite ce frumos! Hai că o trec și pe doamna pe bilețel. Așa. Ok. După ce facem extragerea, aș vrea să închei cu o afirmație de la sfârșitul acestui capitol, dacă dai voie. Te rog, sigur. Ok, bravo. Da, avem aici fiind bilețele. Hai să vedem cum să... Așa. Da? Acum atrag unul, uite, mă uit la voi, vă zâmbesc frumos și tragem un bilețel. Pare că ai foarte multe acolo, așa cum e bolă. Nu, așa se vede, ca și cum ai avea multe, multe bilețele acolo. Câștigătoarea de astăzi, pentru că așa vrea universul, destinul și... Este Iza Miclea. Oh, super! Da. Ok. Această carte va lua legătura cu tine. Pentru adresă, da. Bine, hai să mergem eu la capitolul ăsta.
La final, fiecare capitol există mai multe, există mai multe afirmații cu care lui se încheie fiecare capitol. Eu vreau să vi-l transmit pe, să vă transmit afirmațiile chiar de final. Schimbarea gândurilor mele mă face să mă simt bine. În această zi optez pentru a experimenta starea de plăcere. Totul este perfect în lumea mea. Faceți în așa fel încât să fie totul perfect și în lumea voastră. Și lui să-i vă ajută prin această carte. Iar uite, noi cu discuțiile noastre poate vă îndrumăm să aprofundați cărțile lui Lisei, dar în special asta. Mulțumesc, Otilia, pentru întâlnirea de astăzi. Le mulțumesc și domnilor, doamnelor care au fost și ne-au urmărit și sper că, pe lângă faptul că le-a plăcut, au și învățat câte ceva nou și de acum înainte vor experimenta tot ce au auzit. Mă dorim o după-amiază plăcută, așa e, Otilia, să ne vedem peste 2 săptămâni, da? Peste 2 săptămâni. Ok. O, seară, o zi minunată! La fel la toată lumea!